Da, mulțumesc. Da, da, cu fiecare. Dacă ai putea liris. Thank you.
Sagna, astăzi la compana dintre ani, multă sănătate, fericire, dumneavoastră celor prezenți, celor de afară, celor veniți din afară și tot
tuturor celor care vi-s dragi dumneavoastră. La mulți ani cu multă sănătate vă doresc, numai bine. O să ne vin întâi Plugușorul de la Vulpășești, după care va veni Capra de la Lusca, după care artiștii de la Curienești. Vă mulțumesc pentru înțelegere și la mulți ani! Dați Mărioara, fă un pic loc acolo cu fiind voi! Nu râdeți, am adus tocmai de la Tămâș. Noi avem, dar sunt numai cu două, nu după. Comuna Sagna, 2995 de hectare. 2995 de hectare în toată comuna, da? La 200 de lei hectare, s-o putem de dolari, de euro hectare, s-o putem dumneavoastră cât costă. Cred că de arat vă referiți. Că de vândut, de vândut nu vindem. De arat și semănat. Ok. Contul e deschis în bancă, bugetul s-a aprobat, PSD-ul l-a contestat, când o să vină, o să vedem. Atunci și facem cumpânarea răbuna și semănatul până atunci sau îl facem? Eu zic să facem că plouă. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că dimineața am vorbit la Timișoara, nu s-a arat un hectar de sece. Mulțumim lui Dumnezeu că plouă așa. Dați-i drumul. Deci, în concluzie, putem intra să arăt. Plumul poate să intre! Nu vă uitați, copașul mai fuge, dar nu vă tragă pe el! Nu-i nimic, mai dăm un discount! Thank you.
dumneavoastră! Primiți cu capra! Thank you.
rog pe mine, nu să ajung mai să Thank you.
Cetățeni, gospodari al satului Vulpoșești, să primiți acest colac
din partea primăriei și a Consiliului Local. Știu că a fost greu. Mobilizat. Da. Odată în an este anul nou și se merită. Vă mulțumesc din suflet și mă aplec în fața dumneavoastră. La mulți ani! La capra de la Luzca. Și mai avem după aceea și artiștii și terminăm. Haide! Haide, capra de la Luzca! Da!
singură capra de la Luțca nu a mai venit la Sagna de acum 20 de ani. Le mulțumesc frumos! Colacul, pardon. Poftiți, în partea primă. La mulți ani! Thank you.
biscuiți, un păhărel cu vin, veți primi cât e un colăcel, muzica de acolo ne va încânta încă o jumătate de oră și vă doresc încă o dată sărbători fericite la mulți ani și multă, multă sănătate! Să vă dea Dumnezeu!